Tocmai ce am ajuns de la masă și am fost până la baie, am găsit pe baby dormind. Nu mă gândit să-i fac o super farsă. Bună dimineața, guys, și bine v-am regăsit la un nou daily vlog super, super, super tare. Eu sunt Antonio Pican și vorbesc așa de încet pentru că lângă mine se află cea mai frumoasă iubită din lume care a adormit, pentru că de obicei iubita doarme când avem drumul lungi, iar astăzi o să avem un drum extrem de lung pentru că astăzi mergem la mare, mergem în Bulgaria și o să fie extrem de tare, o să facem foarte multe daily vloguri acolo și foarte multe vloguri, o să ne distrăm și aici este iubita mea care doarme și care vă roagă să rupeți butonașul de like dacă mai vreți daily vloguri, sunt sigur că asta voia să spună și ea, iar dacă vedem acolo multă, multă susținere, multe like-uri și multe comentarii, o să mai facem multe, multe, multe daily vloguri, atât la iubita cât și la mine pe canal. Momentan am oprit într-o stație de peco și sincer să fiu, mă cam plictisesc ca e singur el în mașină, așa că ținând cont că n-am mai postat un story de peste 24 de ore, o să fac un story în care o să vă întreb ce să fac. Să o trezesc pe iubita? Și dacă da, cum să o trezesc? Frumos sau urât? Mica milă de ea. Eu aș vrea să o trezesc frumos. Dar cred că la cum sunt oamenii pe story, de vor Caterinca și nebunii, cred că o să-mi zică urât și chiar nu știu, nu prea vreau să o trezesc. Dar hai să vedem! Guys, în momentul ăsta eu am ajuns deja la mare și înainte de a începe acest clip vreau să vă spun că dacă nu aveți un calculator așa de bun și vreți să vă jucați și voi cele mai noi jocuri apărute, intrați pe linkul din descriere, www.boosteroid.com este cel mai tare site ever pe care te poți juca orice joc online. Da, ați auzit bine, chiar pe browserul vostru puteți juca orice joc, absolut orice joc. Eu unul folosesc Boosteroid și până acum nu am avut absolut nicio problemă, orice joc mi-a rulat în 60 de frame-uri pe secundă, fără lag, fără niciun bug, fără absolut nicio problemă. Dacă vreți să încercați și voi cea mai nouă experiență, încercați pe linkul din descriere www.boosteroid.com la doar 4 euro și 16 pe lună, adică 20 de lei pe lună, un preț foarte, foarte mic. Intrați, jucați-vă, distrați-vă, iar noi continuăm cu vlogul. Bună dimineața, guys, vorbesc așa de încet pentru că lângă mine am o prințesă care doarme și din câte vedeți sunt foarte, foarte fericit pentru că astăzi mergem în Bulgaria, mergem la mare, tocmai ce suntem pe drum și acolo o să filmăm foarte, foarte multe daily vloguri, foarte multe challenge-uri, tocmai ce filmez un daily vlog și vreau să vă întreb, pentru că iubita doarme, vreau să vă întreb cum să o trezim, dacă o trezim, frumos sau urât? Votați chiar acum în pulul de mai jos și o să apăresc pe vlog. Tocmai ce suntem la vama dintre România și Bulgaria, ne pregătim să o trecem, suntem fix aici la graniță, cum se zice. Iubita încă e pe somnic. Doarme, prințesa mea frumoasă. Iar eu tocmai ce am postat story-ul pe Instagram și haideți să vedem unde s-au strâns cele mai multe voturi. S-au strâns la frumos. Deci, practic, lumea vrea să o trezim frumos pe iubita, așa că o să o trezim frumos. Ok, guys, iubita este aici. Deci, uitați-vă și voi, uitați-vă și voi cât de frumoasă e, uitați-vă și voi. Și o să o trezesc, pentru că majoritatea oamenilor de pe story au votat că vreți să o trezesc frumos. O să o trezesc frumos. Adică, cum pot să o trezesc mai frumos decât să o pupăcesc? Iubire. 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 Da. Ce faci? Da. Spune salut aici la vlog. Aaaa, cu curița e de prințesă frumoasă. Am intrat în Bulgaria? Da, chiar am intrat în Bulgaria, am trecut de vamă. O să mai dorm pic. Bine, mai dorm pic. Măi, este cea mai adorabilă și cea mai frumoasă. Chiar dacă după ce ne vom întoarce din vacanță vor începe toate nebuniile, inclusiv școala, eu sunt foarte, foarte încântat și foarte, foarte fericit pentru că pe 13 septembrie eu alături de iubita mea vom susține un concert foarte, foarte tare pe insula de pe lacul Fundeni. Aveți linkul în descriere pentru a vă cumpăra bilete, grăbiți-vă pentru că locurile sunt limitate din cauza coronavirus, dar concertul se va desfășura în condiții de maximă siguranță, așa că aveți link în descriere, cumpărați-vă bilet și vă așteptam la un concert. Drumul este destul de lung și tot drumul este numai câmp. Câmp, câmp și lanuri de porumb, unde cred că o să oprim și o să ne facem o pozică pe care o să o postăm pe Instagram-urile noastre. Așa că nu uitați să ne urmăriți și acolo pentru că o să urmeze niște poze bombă, bombă, rău de tot. Iar tot ce facem este postat pe story, așa că dați-ne follow chiar acolo. Este foarte boring, așa că cred că o să revin cu niște cadre de la hotelul unde suntem noi cazați, pentru că altceva nu prea mai e de filmat pe drum, adică doar asta.
Ok, guys, și am ajuns la mare. După cum am zis, o să vă anunț când ajungem fix în fața hotelului. Suntem acum, hotelul este acesta. Arată extrem de bine, gen, este cel mai frumos hotel de pe toată zona asta, de pe toată zona Nisipurile de Aur. Pentru că acolo suntem acum, suntem la Nisipurile de Aur, Bulgaria. Și o să avem 6 zile frumoase în care o să stăm aici la hotelul International Hotel Casino și abia așteptăm să ne cazăm, să vedem camerele și tot. Iubita este în mașină în acest bolid luxos al ei pe care o să vi-l prezinte ea. Ce faci, iubirea mea frumoasă? Bine, tu? Ești pregătită să vedem hotelul? Să cea mai pregătită, n-aveți idee când m-am odihnit drumul ăsta, l-am dormit pe tot aproape. Exact. Și a fost atât de bine și abia aștept să văd, arată super bine la exterior hotelul, da. Și abia aștept să-l văd și în interior. Exact. Guys, tocmai ce am intrat în hotel, a trebuit să-mi schimb bateria de la microfon și a trebuit să mergem pe aici pe la toate magazinele să cumpărăm o baterie pentru microfon și frățiorul vostru de aici a trebuit să vorbească în limba engleză. Tocmai ce am ajuns la hotelul ăsta super, super, super mișto și acum o să trebuiască să ne facem cazarea. Iubita mea este acolo și vorbește cu personalul hotelului în engleză. Adică mă pricep și eu așa să vorbesc, dar nu chiar așa de bine. Dar iubita este profesionistă la limba engleză și ea ne face cazarea. Hotelul arată cam așa, arată super, 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 super bombă. Super frumos, super modern. Sticlă, bam, bam, bam. Îmi place foarte tare recepția, arată extrem de bine. Ia zi, iubire, cum ți se pare? Mi se pare bombă, bombă, doamne, rău de tot. N-are treabă, frate, n-are treabă. Infinity pool, gen piscina de aia infinită. Da, aia sus, acolo sus, mamă, abia așteptăm. Suntem să facem... Suntem la etajul 14. Să facem poze acolo, să facem, mamă, abia aștept și să vedem marea aia blană de acolo. Îmi pare rău că n-am găsit locul ăsta mai devreme de când a început vara, dar sunt sigur că vara viitoare eu și iubita doamne, o să ne facem veacul pe aici. E demențial, demențial. Și bonus, ne-a dat și o iubită super frumoasă. Nu vine de la ei asta. Guys, suntem pe holurile hotelului. Tocmai ce am ajuns la camera unde suntem noi cazați. Sunt foarte, foarte, foarte curios să văd ce se află în această cameră. Iubire, tu ești curioasă? Un pat? Un pat cu siguranță, dar chiar vreau să văd cum arată. Deci nu știu dacă mă credeți, dar eu nu am văzut camera asta până acum. Tu ai văzut-o, iubire? În poze? În poze, da. Deci eu nu am văzut-o. Eu nu știu cum arată camera asta. Sunt foarte, foarte, foarte curios. Din câte vedeți, nu avem bagaje în mâini pentru că a venit un domn foarte, foarte drăguț cu costum la noi, cu din ăla așa ca în filme, pam pam pam, ne-a luat bagaje, ne-a dus direct în cameră. Sper că n-a furat nimic. Nu, iubirea mea. Bun, și acum ne pregătim să intrăm în cameră. E hotel de 5 stele, da? E un hotel de 5 stele, un hotel foarte, stele foarte frumos. Până acum m-a impresionat, are nota 10. Hai să vedem mai departe. Uite ce partelă frumoasă. Ia, hai să vedem și noi. Ești pregătită? 3, 2, 1 și... Avem oglindă! Avem oglindă! Ok, ok, hai să vedem. Avem aici un pat. Mamă, ce pat șmecher! Doamne! Mamă, îmi place pune și vară de pe pereți. Uite ce surpriză! Uite ce surpriză frumoasă! Ne-au pregătit! Ne-au făcut mare surpriză! Nu pot să cred. Ce asta înghețată! A, după cum puteți vedea, eu sunt cu dulcele, iubitul e cu fructele. Aici avem un mini frigider plin cu bunătățuri, plin cu băutură, de fapt. Totul este all inclusive, totul este gratis. Așa că mulțumim mult, mult de tot International Hotel Casino. E superb, îmi place superb. Mult. Aici avem un iPhone 11. Aici avem și un ceas nice. Aici avem o plasmă din asta frumoasă LG. Și aici avem și un aparat de cafea. Mamă, iubire, și cum o să te trezești mâine dimineață? Cu ceașcă de cafea pe balcon. Hai să vedem balconul. Hai să vedem view. Hai să vedem view-ul ăsta frumos. Pentru camera. Că noi am optat pentru o cameră cu vedere la mare, am primit o cameră cu vedere la mare. Uitați-vă și voi ce vedere frumoasă! Ce frumos. Vrei să te muți aici? Uite Infinity Pool-ul din poze. Bă, mamă, cât de tare, iubirea mea. Doamne, cât de frumos. Vreau să vedem mai ce poze o să iasă aici la răsărit. La răsărit prin nisip, un sărut mai încăsit. Iubirea mea, păi poate ne mutăm aici, vorbim cu băieții ăștia de la hotel. Și ne dau un apartament. Și poate ne dar de tot? De tot, să ne mutăm. Să ne mutăm aici așa, da? Nu doar o simplă vacanță. Și rămâneți aici alături de noi, mai avem două camere de arătat, pentru că alături de noi în această vacanță sunt părinții mei și părinții lui Baby. Le-am făcut o surpriză amândurora, pentru că anul acesta, deci amândoi, ambele cupluri, ambele familii împlinesc 25 de ani de căsnicie. Mamă, 25 de ani. Iubire, tu, la noi cât aproximezi? Nu știu. 100? Da. Frumoasa mea. Și am făcut o surpriză, am venit cu ei la mare, i-am adus aici totul frumos, foarte frumos.
totul inclusiv, super. Deci m-am îndrăgostit de locul ăsta. Și hai să vă arătăm camerele lor, să vedem. Dar înainte de asta vreau să le arătăm și voi. Ah, da. Ia să vedem. Wow! Nebunie! Marmurică din astea. Avem și o oglindă. Așa. Să pun lichid, mamă, să pun lichid ca la oraș. Mamă, avem feon în perete. Uite ce săpunaș, drăguț! Cu trandafir? Da, păi nu știi că bulgarii sunt foarte cunoscuți pentru chestia asta. Săpunuri din trandafir. Avem și un dușuleț foarte, foarte, foarte frumos. Un loc de veci. Și hai-lai noștri. Și hai-lai noștri. Hai să mergem la ai noștri. Haide. Vedeți camerele, pentru că sunt niște camere foarte frumoase. Ei au altă vedere. Dați follow pe Instagram la mine și la iubita mea, pentru că sunt cei mai tari. Bine v-am găsit, bine v-am găsit, bine, bine. Ai mic, voi ce căutați bine în camera? Am chemat la un pahar de jos. Deja se sărbătoresc. Se sărbătoresc cei doi. Pe atâta drum trebuia să gustăm și noi ceva. Ia uite ce cameră frumoasă. Ce cameră frumoasă. Dar ce părinți frumoși avem. Da, exact. La mulți ani. La mulți ani tuturor. Mulțumim. La câteva mulți ani de căsnicie. Uite, au primit și surpriză. Îi fac, câți ani faceți de căsători? 25 de ani. 25. Da, pe 9 septembrie. Și pe 26. Adică joi, adică ne prindem aici. Faceți 25 ani? Tata, dai de băut? Dau cam frigiderul plin. A, păi tu tot aici, dai băi tata. Hai să vedem și priveliștea lor. Stați, mă. Parcă nu eram la mare? Ce căutăm la munte? Mamă, ce frumos e. Și spate. Wow, nu pot să cred, aveți și mare și munte. Acum vor să transferă. Munte. Da. Mamă, iubire, cât de tare ar fi să locuim foarte aici. Foarte tare, Doamne. De mișto și la mare și la munte. Uitați-vă ce iubită frumoasă am, uitați-vă ce iubită frumoasă am. Suntem foarte fericiți că suntem aici. Mulțumim mult de invitație International Hotel Casino din Bulgaria. Sunteți cei mai tari și mulțumim mult de tot pentru vacanța asta foarte, foarte frumoasă. Și noi și noi mulțumim copiilor noștri. Ce drăguț! O surpriză ca pentru 25 de ani. Zi, tate, zile oamenilor, câte like-uri? Mai tari. Câte like-uri să facem pentru clipul? Cel mai multe like-uri care like-uri de ăsta. Like-uri care like-uri. Like-uri și de toate. Aceeași poveste, și un pat, de fapt două priveliște la mare. Am filmat-o deja, mama. Și la mare și la munte sunt ai. Mama, voi aveți, vă aveți și gem la mare? Da. Deci ai de prins și răsăritul și apusul. Să ne ridicăm din pat. Da. Ia uite, băi, voi aveți uși comune. Da, da, uite, uite cât de mișto. Deci, practic, asta e camera voastră. Da. Și voi aici intrați în camera părinților iubitei mele. O, mami, ce frumoasă ești, mămica mea. Mulțumesc. Și au primit surpriză. Băiatul meu. Ați auzit, da? Sunt băiatul mamei iubitei mele, da? Normal, da. Am cei mai minunat. Un brățișoare de familie! Oh, presimt un concediu foarte, foarte, foarte frumos. Da. Da, noi am venit la mare cu cei mai buni prieteni noștri, nu cu părinții noștri, da? Deci ca să știți. Aceeași poveste, o cameră superb de mare, cu un pat enorm și o priveliște la munte extraordinară. Oricum, dacă vreți priveliște la mare, puteți să veniți ori la noi, ori la ei mei, văzut așa, pac, pentru că e pe bine. Oh, iubirea mea, unde m-ai adus aici? M-ai adus la lux? M-ai adus la lux, iubirea mea. Guys, tocmai ce am ajuns la lounge, unde o să servim cina, cred, pentru că ne este destul de fomică de pe drum. Mamă, cât de frumos e, fraților. Deci uitați-vă și voi cât de frumos e restaurantul ăsta, este absolut superb. Și pe lângă chestia asta, avem priveliște la mare, guys. Băi, deci hotelul ăsta este absolut superb. Gata, guys, tocmai ce am terminat și cu masa, am intrat. Ia mic, de bun a fost. Deci la mâncare e nota 10. 100. Gata, guys, am venit la mare, nici măcar nu se vede nimic, stați liniștiți, nici un pic de problemă. Mamă, nu se vede nimic. Nocturne recording. Tocmai ce mergem pe plajă. Măcar cu sunetul să fiți alături de noi. Vlogul ăsta este cu susul în jos, adică e invers. Noi practic mergem la plajă noaptea și ziua asta, nici știți că nu știți voi. Și mergem și noi să ne băgăm cu picioarele în apă doar să testăm apa. Sper că mă... din partea asta îi somn lumină. Și mergem și noi să ne băgăm puțin cu picioarele în apă să vedem ce se întâmplă. Cam așa se vede hotelul noaptea. Uitați-vă și voi ce frumos se vede.
Acolo se poate observa și Parisul, turnul Eiffel. E de miniatură, dar băi, e turnul Eiffel. Și eu oricum ziceam că vreau să ajung la Paris anul ăsta, deci uitați-vă și voi în Paris, mai mic. Hei, bună canalului, baby! I-am luat camera lui Antonio pentru că am o super idee de farsă. Tocmai ce am ajuns de la masă și am fost până la baie, am găsit pe baby dormind. Uitați-l cât de drăguț doarme. Este foarte, foarte obosit. Eu am dormit tot drumul, el n-a dormit. Și cred că a stat pe telefon pentru că are telefonul în mână. M-am gândit să-i fac o super farsă. Cum el data trecută a vrut să mă arunce în lac în timp ce dormeam. Doamne, cât mă bucur că și el doarme. Pentru că lângă el este o sticlă de apă. O să o desfac și o să-l trezesc. Foarte frumos. Nu? Păi ce, a dormit înaintea mea? De ce s-a doarme înaintea mea? Sinceră să fiu, mi-e milă că știu că e obosit. Dar... o să fie amuzant, o să fie foarte amuzant. Înainte să-i fac farsa asta, nu uitați să apăsați pe butonul ăla de like. Dacă tot v-am prins, dacă tot i-am luat camera, mă simt ca pe canalul meu de YouTube. Dați like, share, subscribe, lăsați multe comentarii, pentru că baby o să vedea multe inimioare, sunt sigură de acest lucru. Și hai să-i facem farsa. Am emoții. E o sticlă destul de mare. Și baby doarme aici, a dormit cu telefonul lângă. Am desfăcut sticla. Hai să-i facem farsa. Doamne, mai are și telefonul lângă. Of, puișor, mă, ce frumos dormi. Iartă-mă, dar o să fie funny pentru vlog. Bună dimineața! Plângi sau e de la apă? Iubire! Tine, cad buiul! De ce ai făcut asta? M-am gândit să-ți fac o farsă și tu mi-ai făcut mie în timp ce dormeam. Ce-i asta? Și e apă! Doamne, ce senzație urâtă e! Mamă, dar ce-ai făcut? Ai dutat toată canapeaua asta? Mamă! N-ai idee că m-a speriat, serios! Scuze, de ce filmezi? Pentru că poți să apară pe canalul tău de YouTube. Ce să apară? Farsa asta pe care ți-am făcut-o. Mamă! Mi-am luat revanșa! Mi-ai dat și pantaloni. Ce revanșa? Mă ierți? Da, mă, că te ierti, n-am cum să mă supăr pe tine, dar... Bine, atunci, dă-mi un mare pupic! Și visam, aveam și vis. Dar, mamă, pe bune? Ce apă, dar de unde ai luat apa asta din frigider? Nu, era lângă tine. Unde n-ai, mă? Prost să fiu să dorm cu apa lângă tine. Și să mai ai și o iubită vlogăriță. Ce-ai visat, iubirea mea? Am visat că era muscat. Iubire! Am uitat să apăs pe rec. Nu pot să cred. Și n-ai filmat nimic? Ți-am mai făcut și farsa degeaba. Farsă! Farsă! Ai o iubită genială, știu, sunt minunată și mirifică. V-am pupat!